Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pe ritmurile, Sinfonix, una dintre cele mai de succes trupe românești din toate timpurile. Ajungem la una dintre cele mai de succes mașini românești din toate timpurile. Dacia Sandero, domnule. Da. Cel mai vândut model din Europa în primele 9 luni ale acestui an. Din nou. Deci Dacia Sandero rupe. Cine ar fi crezut vreodată că o mașină produsă în România, de o companie franțuzească, este adevărat, dar produsă în România și cu o marcă românească, Dacia, adevărul e că de câte ori am călătorit în străinătate, sigur că ai altă percepție, că funcționează altfel creierul. Am remarcat foarte multe Dacia Sandero, adică dintre toate modelele Dacia Sandero apare, e clar, cel mai des și o confirmă statistica asta. În schimb, în București nu sunt atât. Nu sunt. Așa este, asta ori nu le remarc eu, că atunci, asta spun, știi, ai altă percepție. Fiind în altă țară, sare în ochi că vezi o Dacia. Nu, aici sunt multe Dacia Spring, noi... Duster, foarte multe Spring, Duster, Logan, dar Dacia Sandero mai puțin. Ca la Balamuc, dar Sandero, da, arată. Foarte interesant. Deci, se menține pe prima poziție. În ianuarie-septembrie, Sandero a înregistrat 203.474 de unități comercializate, cu 16,4% mai multe decât în intervalul similar de anul trecut. 200.000, mi se pare fabulos. Da, pe locul 2 în acest top, Volkswagen Golf. 163.000. 163.000 de mașini. Fascinant. O creștere de 19,8%. Pe locul 3, Renault Clio, 162.000. Deci, pe primele 3 poziții, deci Golf și Renault Clio, sunt diferențiate de 1.300 de unități. În timp ce între Golf și Dacia Sandero sunt 70.000, de la 203.000 la 163.000. 40.000. De la 40.000 de unități, asta, de la 163.000 la 200.000. Da. După aia Volkswagen T-Roc, Tesla Model Y pe locul 5, cu 153.000. Surprinzătoare. Când da. Alt film, adică e cu totul altă categorie de preț. Da. Dusterul este pe locul 12. Dacia Duster pe locul 12 în topul european, în intervalul ianuarie-septembrie 2024. Acum nici nu știu câte mărci se vând în Europa, dar faptul că o altă mașină românească este totuși pe locul 12 în vânzări, mi se pare la fel, lăudabil. Pentru că oamenii acum nu mai au bani de aruncat pe fereastră și s-au orientat toți către, dacă ne uităm și la faptul că aproape toate mașinile astea sunt de clasă mini, sau nu? Mini se cheamă. Nu cred că este mini, adică este clasă mică. Nu e medie, e mic. Nu, nu, e clasă mică, dar nu e mini. Așa. Sandero e mică, Golf e mic, da, Clio e mic. T-Rocul ăla e suvuleț, dar e mic. Da, e un mini SUV. Peugeot 208 mai în top. Da. Toyota Yaris, Cross, da. Toyota Yaris normală. Vedeți Scoda, că Scoda Octavia și pe locul 8, Scoda și Tesla Model Y, astea sunt mașini mai mari. Eu am Toyota Yaris de 11 ani, când ăștia nu știau topurile astea. Da. Și încă funcționează și... Sandero începe de la, mă uit pe site-ul lor, începe de la 12.700 de euro. Nu mai pomană în rândul mașinilor. Da, e rezonabil. Dar eu constat alt fenomen în România. Au început să apară din ce în ce mai multe camionete de-alea huge. Știi? Gen Ford Raptor, Toyota Hilux. Da? Da, sunt din ce în ce mai multe camionete de-astea, Ram, Dodge, Ram și așa mai departe. Nu, nu se care. Sunt super accesorizate, super șmechere. Nimeni nu care nimic cu mașinile alea. N-au impozit. Au fac o șmecherie. Există o șmecherie. Mașinile astea au motoare mari. Și, în mod normal, impozitul ar trebui să fie foarte mare. Dar sunt trecute cumva la categoria auto-utilitară și plătesc un impozit, înțeleg, mic. Dar nu e singurul. Și mașinile astea sunt foarte mari. Sunt și spectaculoase. Și în trafic, în jurul unor mașini mici. În cazul unei tamponări a unui accident, sunt realmente foarte periculoase. Că așa, în ceea ce privește strict impozitele, vezi că au apărut și foarte multe mașini de-astea de 4-500 de cai putere, care sunt mild hibrid și au un motoraj hibrid pentru ștergătoare făcut și restul e, știi? Și în felul ăsta au impozit 100 de lei pe an și... Bă, frumos. Bogatul tot găsește o breșă. Deci să-mi zici și mie asta de 500 de cai, că... Zic. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.